În ceea ce privește premierul Cioloș, de la acel anunț al meu până astăzi au fost nenumărate semnale publice și nepublice că domnia sa este foarte hotărât să nu candideze pe lista niciunui partid la aceste alegeri. În opinia mea, discuția legată de o candidatură la PNL în acest moment este puțin probabil, aproape exclus să se întâmple acest lucru. Asta nu înseamnă în continuare că și fără a fi candidat pe listele PNL, nu poate exista un proiect politic împreună cu domnul Cioloș care să însemne o susținere a domniei sale de a continua ca și premier cu un guvern politic, nu cu un guvern de tehnocrație. Așa cum e normal și așa cum de altfel există și așteptarea publică după alegerile parlamentare. De la bun început s-a spus că acest guvern are un mandat limitat până la alegeri, strict datorită situației din noiembrie 2015, când era nepotrivit să se așeze un guvern politic după ceea ce s-a întâmplat la colectiv, după nemulțumirea oamenilor, după toate lucrurile din acel moment. De altfel, nici partidele nu au fost foarte entuziaste și au susținut împreună să existe un guvern de tehnocrație.